Ministrul Justiției Cătălin Predoiu nu a reușit să ajungă la un acord cu premierul Emil Boc, deși întâlnirea a durat aproximativ două ore, timp în care s-au discutat problemele pe care le întâmpină sistemul judiciar la ora actuală. Dezbaterea s-a finalizat așa cum era de așteptat, fără niciun rezultat. În acest sens a stabilit invitarea conducerii Consiliului Superior al Magistraturii și a în altei curs de casație și justiție, precum și a conducerii Federațiilor de Grefieri, la o întâlnire de lucru cu Ministrul Justiției și Primul Ministru în săptămâna următoare. Se arată într-un comunicat al Guvernului remis către redacție. Prim-ministru și ministru justiției Cătălin Predoiu au stabilit să mai aibă și alte întâlniri în zilele următoare pe marginea pachetului de măsuri promise de ministrul justiției, până la stabilirea soluțiilor pentru rezolvarea arieratelor, a crizei de resurse umane, clarificarea regulilor privind salarizarea și a creșterii condițiilor pentru stingerea fenomenului, proceselor deschise ministerului justiției de către personalul din sistemul judiciar.